Colegiul Tehnic CF Unirea din municipiul Pașcan a implementat pentru al treilea an consecutiv un proiect inedit și benefic pentru comunitatea școlară, oferind elevilor preparate diverse la un preț accesibil, printr-un program social susținut parțial din donații. Cantina școlii pune la dispoziție meniuri zilnice cu pui sau porc, cu cartofi sau orez și salată de varză, la prețul de doar 12 lei sau hamburger la 7 lei. La Colegiul Unirea desfășurăm de foarte mulți ani mai multe proiecte sociale. Uh, unul dintre aceste proiecte a intrat în anul al treilea de, de când îl derulăm și anume meniul alternativ, care constă în oferirea uh, unor preparate la comandă uh, pentru toți elevii din școală uh, după o procedură foarte simplă și cumva digitalizată. Până la ora 9, fiecare elev își completează un formular și face o comandă către bucătărie, către bucătăria din cantina școlii și de acolo își alege ceea ce dorește din oferta noastră. Fiecare produs este la 12 lei dacă este un produs mai complex, iar un sandwich sau un hamburger, de exemplu, este la 7 lei în acest an. Evident că aceste produse sunt subvenționate și, parțial, prin partea din aportul unor sponsorizări pe care le avem, să putem acoperi acest preț. Acest proiect unic în municipiu are scopul de a încuraja elevii să rămână în incinta școlii în timpul pauzelor și să opteze pentru mese sănătoase și echilibrate. Comenziile se fac în cursul dimineții, iar într-una din pauze, angajații de la cantina aduc preparatele în școală. Pentru că în acest an nu avem o pauză mare, cum am avut în ceilalți ani, lucrând în două schimburi, pauza fiind doar de 10 minute, copiii nu au timp să meargă până la cantină să-și ridice comenzile la, ora, la prima pauză de 10 minute la ora 10.45 și atunci vin doamnele de la, de la bucătărie și aduc aceste produse elevilor pe fiecare hol. Și elevii din fiecare clasă, reprezentanții, de fapt, din fiecare clasă care vă comandă, merg pe hol și își ridică comenzile. Programul este foarte apreciat atât de elevi cât și de cadrele didactice, oferindu-le nu doar o masă caldă și sănătoasă, dar și o alternativă comodă și sigură față de opțiunile din afara unității școlare. Fiind susținut parțial prin sponsorizări, proiectul permite menținerea unui preț scăzut al meniului, oferind astfel accesibilitate tuturor elevilor, indiferent de situația financiară. De asemenea, inițiativa contribuie la dezvoltarea unui mediu mai sigur și mai sănătos pentru toți cei implicați.